Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt slime-urile mele cele mai faine. Deci haideți să începem. Am trei cele mai faine slime-uri, deci haideți să începem cu primul. Primul este unul cu bibuse de polistiren roz. Și pe spate are mult. Este stickies. Puțin cam stickies, puțin mai mult. Dar mie tot îmi place super. Super duper mult. Nu înțeleg de ce mi-a răspuns super duper mult. Aolo, no. Nu mai este fain. Să știți că acum două zile m-am jucat cu el și chiar nu era stickies. Era doar foarte puțin stickies. Și acesta se lipește rău de unghii. Ok, nu cam deranjează acest slime. Ok. Mai departe, următorul slime este acesta. Este unul cu biruțe de polistiren. Dar acesta nu este stickies. E fluffy. E puțin fluffy. E să spumă de ras. Acesta este puțin cam vechi. Acest pe mult acest slime. Dacă vreți să vă spun de unde am eu biluțele de polistiren, unele le-am cumpărat. Mă țin minte cum se numea magazinul, că nici nu știu la ce magazin am luat, că mi l-a luat o prietenă. Și celelalte am eu niște polistiren acasă, de la unchiul meu pițit, tot așa mi le-a luat pentru slime. Ok, mai departe trecem, trecem la următorul slime și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest gigantic slime care am filmat când am stricat slime-urile mele. Ok, am reușit-o, nu știu cum să pun așa. Deci acest slime este unul gigantic. Este cel mai mare slime al meu. Este super fain. Și foarte mare. Mamă, curte. Aici. Am adăugat eu puțin colorant. Și nu s-a colorat. Și l-am lăsat culoarea lui care era. Și mi se pare acum foarte fain. Uitați-l. Opa. Scuze. Telefonul. Am trimis un mesaj cineva. Revin. Ok. Deci cam așa arată. Ați auzit? Cum a făcut slime-ul? Deci mă încerc o dată. Deci cum a făcut? Deci era aici și am făcut. Nu mai scoate cursuri. Dar să știți că chiar ați spus, ați auzit? Sper că ați auzit cum am tras porți. Wow! Doamne, ce bun am avut! Wow! Ia uitați-vă! Cât de mare! Scrieți în comentarii, voi aveți un slime mai mare?
Decât al meu. Scrieți în comentarii sau la fel ca al meu. Îmi scrieți în comentarii, bine? Se lipesc puțin aceste biluțe. Până și de unghie s-a lipit. Ok, o să le scot eu cumva, dar nu știu cum. Se lipesc de mâna mea, au gunoi cu ele. Scrieți în comentarii ce sunt mai v-a plăcut cel mai mult. Ăla stickies, ăla cu biluțe de părstire în care nu era stickies, sau acesta gigantic, care nu e stickies, se întinde foarte mult. Este puțin transparent. Aolea, ce bine cază. Hai să arăt. Încerc să arăt că transparent. Vedeți? Țin de tot. Se observă. Wow! Ok, urăsc biluțele astea. Deci chiar le urăsc. Ok. Iar s-a lipit. Era. Dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un mare like și să vă abonați dacă sunteți noi. Haideți să strângem mai repede 60 de abonați ca să fac iarăși concursuri cu slime. Și dacă ajungem la 100, o să fac cu 3 squishuri, o să primiți. Se mișcă și cadrul. Deci a fost slime-ul acesta, nu fac reclamă, l-a înghețat-o. Așa că o să o arăt așa. Primul slime a fost acesta care, cum vedeți, vedeți acolo. Uitați-vă biluțele care se lipesc și încă mai le-am lipite. Așa biluță. Nu mai mesaje. Ok, mie sincer ce mai mult de aici mi-a plăcut acesta că nu se lipește deloc. Adică, uitați-vă. Și acesta mi-a plăcut că este foarte sticky. Deci toate slime-urile care vi le-am arătat au avut biluțe de părstină, adică și acesta are biluțe de părstină mici, acesta mari și acesta mici. Nu, a intrat o biluță galbenă de la celălalt slime mic, l-am scos, că nu vrea să se lipească. Deci dacă v-a plăcut acest videoclip, mai v-am spus să dați un mare like și dacă sunteți noi să vă abonați, dacă nu sunteți abonați. Vă pup! Hai să ajungem la 100 de abonați, fac provocări mai mari. Provocări mari și să vă dau și vouă chestii mai multe.